În urma accidentului rutier care a avut loc ieri în comuna Horia și în care au fost implicate două autovehicule, șoferul din Iași, care a intrat pe contrasens, a decedat la spitalul din Roman, din cauza leziunilor. Femeia de 30 de ani din Roman, care conducea al doilea autovehicul implicat în evenimentul rutier, este acum în afara oricărui pericol. Ieri, 22 mai 2019, în jurul orei 16, ambulanțele cu medici au adus la CPU două victime a unui accident rutier. Bărbatul era în stop cardiorespirator, intubat și în curs de resuscitare, act medical început de medicii de pe ambulanță. Au continuat medicii de la CPU toate eforturile, manevrele de resuscitare, dar din păcate, în jurul orei 16:30 s-a constatat decesul. A doua victimă, de sex feminin, a ajuns la CPU stabilă hemodinamic, conștientă și a fost supusă investigațiilor amănunțite, menite să înlăture orice altă traumă ce nu a putut fi depistată la consultul primar. A prezentat policontuzia coloanei cervico-dorsolombară, umăr stâng, toraco-abdominal și bazin. Medicii Spitalului Municipal Roman au evaluat-o chirurgical, ortopedic și neuro și în urma consultului, starea ei fiind foarte bună, a fost externată. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit că tânărul din Iași ar fi pătruns pe contrasens, moment în care a intrat în coliziune cu autovehicolul condus de femeia din Roman.